Nu vă potriviți, faceți chiar astăzi pasul în pocăință și în legământ, așa ne avizează Duhul Sfânt. Atâta vreme cât îi se aude glasul să ne angajăm în slujba Lui cu vasul, să nu amânăm, căci nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr, poate, și-și trăiești destinul și te-ai gândi că tânăr n-ai să mori. Dar moartea nu-ți cere buletinul atunci când viorează ea căminul? Nu ține cont de vrâsnii somnilor? Marchează și bordeiul și palatul, intră și în vila, intră și în chilie. Nu ține cont că-și poate împăratul, un rege tânăr ce conduce statul, nu cere vârsta nici certificatul de naștere sau de căsătorie. Ia, moartea are plan de la maternitate și până la cei cu vârste înaintate, ea execută ordinele date care în fond depind de suveran. Și noi n-avem ce face. Asta-i soarta și minele aici n-o să rămână. Păcatul lui Adam ne-a deschis poarta ca să ne întoarcem iarăși în țărână. Și consecința aceasta încă va dura, căci lumea nu o poate preschimba. Dar când ajungi la capăt de traseu, ți se pune și mi se pune o întrebare, dragul meu. Te-ai împăcat sau nu cu Dumnezeu? Căci relativ la cele de mai sus, deși că viața are un apus, destinul nostru nu-i complet distrus. Există o nădejde în Iisus, așa cum ne arată Duhul Sfânt. I-ai încheiat cu El un legământ și dacă L-ai iubit și te-ai supus, căci de aici toți oamenii s-au dus și fiecare își ocupă locul cum i-a fost viața, nu cum e norocul. Acolo mai merge cu ciubul să intri prin câte speculații și să aranjezi copile sau relații. Căci Dumnezeu de multă vreme tace și așteaptă în viața noastră o rezolvare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult satisface. În cazul acesta, suflet fără pace, cum ai făcut, așa ți se va face. Nu mai există nici o rezolvare. Unica șansă care ne mai rămâne este să te întorci acum, astăzi, nu mâine. Căci cerul ne-a trimis un salvator, iar Dumnezeu decide și ne spune, te promis un nespus de bune. Și aceasta o face astăzi prin har și ne dă viață veșnică în dar. Că nimeni n-a adună mântuire, căci nu e nume dat aici jos, prin care omul cel mai păcătos se poată dobândi o mântuire, decât prin jertfa cea de ispășire și numele slăvit, Iisus Hristos. Să ascultăm de Sfântului decret. Iisus Hristos, Iisus din Nazaret. El ne-a adus un nou așezământ în lumea aceasta deteriorată, ca prin decizia Sfântului Cuvânt, să ne desprindem de acest pământ, să ne logodim cu El prin legământ, pentru o viață în cer cu El eternizată. În paradis, în locul cel de glorie, în locul cel de Domnul pregătit, care ne pășește în memorii, acolo vor intra biruitorii, acei ce în lupta grea au biruit. Rămân un pic expunerea întreruptă. Ne referim la omul muritor, ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit dominator. Și ne-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care a avut un titlu și un renume de care au auzit întreaga lume. La Alexandru Macedon veșmintele și haine în muzeu de s-ar găsi, ce mulți le-ar admira și le-ar privi, căci cu antrenamentul lui și cu avântul a cucerit aproape întreg pământul. Dar moartea n-a putut obirui. N-a rezistat, așa cum ne spun poeții, moartea l-a învins în floarea tinereții, l-au prins cu șale ale veteranii, la vârstă de 33 de ani. După statistica de jos, dușa de sus, echivalent cu vârsta lui Iisus. Un alt împărat legendar ajunge să-l omoare un țânțar. După ce întreg globul a cucerit un alt lege de elită, emerit, a înțepat o gâză și a murit. Ce dărâmat atâta din fortificări de forță militară, s-a îmbolnăvit și a murit de friguri înainte de a se întoarce în țară. Și ce vrea să ne spună acest cuvânt? O, iată ce-i omul pe pământ.
În fața providenței, o nimic, indiferent de rang sau de putere, e ca un aur care se ridică și dintr-o dată nu mai vezi scăpiere. Arena mondială a fost surprinsă de faima acestui geniu grandios, dar puterea morții însă l-a pus jos, cu toată armătura lui încinsă, cu toată experiența întreprinsă, de boldul morții viața i-a fost stinsă. Dar moartea a fost distrusă și învinsă de un rege mai slăvit, Iisus Hristos. Erou suprem, erou peste eroi, ne-a înviat în ziua de apoi. Iată, vine ziua cea vestită, când orice ochi te va vedea pe noi, să fulgeri între mese meteori. Iar astăzi Evanghelia ne promite să ne îmbrăcăm ținuta învechită, să ne îmbrăcăm cu haina oferită, cu care în spațiul cosmic ai să zbori. Să întâlnești pe Domnul de pe orbită, pentru o viață mult mai fericită, în care niciodată veșnic n-ai să mori. Sunt retai în văzduhul atmosfera, ca porumbei spre porumbar, să decoleze pe planeta Terra spre întreg sistemul planetar. Așa va fi la întâia înviere, așa cum spune la întâia Tesalonicene. Apocalipsa este o prevedere, căci cerul exercită cu putere, transferențește mii de cetățeni. Plecarea credincioșilor acasă constituie o taină, un mister, constituie ale Sfânt Miriastră, constituie biserica aleasă, aleasă, constituie biserica aleasă, constituie răpirea ei la cer. Așa cum Evanghelia ne promite că un glas de arhanghel va suna în zenit, iar masele de trupuri adormite ca praful sub acailor copite va debloca pământul înțelenit. Plecarea credinciosului acasă constituie o taină, un mister. Așa cum ne-a promis Mântuitorul, căci El ne-a răscumpărat, dar nu cu bani, ci cu palmele lui străpunse de dușmani. De El depinde viața viitorul, eternul Domn ce merită onorul, numit de Apocalips Biruitorul, și-a biruit și moartea înghețivan. Amen. Îl va vedea atunci întreg poporul și cele drepți și cei ce-au avut dorul și-au așteptat de aproape 2000 de ani. Noi n-am adus nimic aici în lume și nici nu vom lua nimic din ea. Dacă avem oricum și ce mânca și avem oricum și ce îmbrăca, atâta griji să nu ne mai consume, căci Dumnezeu nu face cu noi glume. Credința în El pe toate ne va asigura și nu o să pierdem niciun fir de păr, de ne basăm pe marele adevăr. Dar noi aici avem o sesizare, să nu ne avântăm prea mult în cele pământești trecătoare, căci toți acei ce vor să se îmbogățească și stăruiască în firea pământească, ea nu-i va lăsa să propășească, ne va deschide drumul spre perzare. Este Alexandru Macedon se mai spune că deși a cucerit acest pământ, când a ajuns pe margini de mormânt, a lăsat sfetnicilor tăi un cuvânt și a vorbit cu multă înțelepciune, așa cum cronicile îl descriu. Atunci când vă veți spune în sicriu, mâinile goale să-mi rămân afară, că tot cortegiul care mă înconjoară să vadă că deși renumit împărat de aici din lume, nici o fărâmă n-am luat, cu pumnii goi în groapă mă coboară. Din toată experiența lui întregi, care confirmă împărat și regi, e cazul să înțeleg și să înțelegi, căci viața pe pământ se termină, indiferent de rang sau oricine, indiferent de unde te găsești cu viața pe pământ, tot o sfârșești, că e la New York sau că e la București. Dar ce mai important și de folos ca viața noastră să fie asigurată în Hristos. Amin. Amin.